Judecătorii în altei curți au decis în cazul președintelui PSD Liviu Dragnea. Acesta a fost condamnat definitiv în dosarul Bombonica și va merge la închisoare pentru 3 ani și 6 luni. Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual, fapte pe care le-a comis în perioada în care era președinte la Consiliul Județean Teleorman. Toți ceilalți inculpați din dosar au fost condamnați cu suspendare. Decizia este definitivă. După mai multe amânări, judecătorii în altei curții de casație și justiție l-au condamnat pe președintele PSD Liviu Dragnea la trei ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC SPC Telorman. Același dosar a visat mai multe condamnări. Marica Valentina, achitare pentru abuz în serviciu, șeful Guța, condamnată cu suspendare. Constantin Balaban a primit un an cu suspendare pentru fals intelectual. Adriana Botorogeanu, doi ani cu suspendare. Miloș Rodin, Dica, 3 ani cu suspendare, Marineci Gabriel, 3 ani cu suspendare, Pombonica Prodan, achitată pentru abuz în serviciu și Nicușor Gheorghe, care a primit 3 ani cu suspendare. Președintele Socialdemocraților a fost acuzat de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. Decizia este definitivă și executorie. Completul de 5 judecători a menținut sentința din prima instanță, iar Liviu Dragnea este singurul condamnat cu executare din acest dosar.